Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea dragostei pentru perioada 16-31 iulie 2022. Etalare pentru Zodia Capricorn, ascendent lună în Zodia Capricorn. Dacă vă doriți o etalare personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Bun, în primul rând vom vedea care este energia principală, ce va gândi, ce va simți persoana iubită, cum veți sta cu dragostea, ce e într-o relație singură, într-o relație de trio, ce surprize vă așteaptă, ce provocări, dar și sfatul perioadei. Bun, energia principală vine cu împăratul, o energie foarte puternică, foarte masculină, sunteți foarte determinați, hotărâți în această perioadă să vă rezolvați problemele sentimentale, să puneți punctul pe i, nu mai lăsați timpul să treacă din câte văd, foarte posibil să fiți sfătuiți de o anumită persoană, v-ați săturat să suferiți, de aceea vă schimbați atitudinea. Luați atitudine, poate unii dintre voi, să scăpați de această stare. Vă doriți mai multă stabilitate, vă doriți mai multă înțelegere, mai multă siguranță în relația pe care o aveți sau pe care vă doriți pe viitor, văd vizite, deci sunteți puși pe discuții, pe comunicare. Pe de altă parte, unii dintre voi, posibil să aveți de-a face cu o energie foarte puternică, o persoană care se impune foarte mult, o persoană care este foarte rigidă și vă face foarte mult să suferiți. Parcă nu sunteți pe aceeași lungime de undă și lucrul acesta vă supără foarte, foarte tare. Aveți 4 mesaje, dar le voi lua pe toate. Bun. Discuțiile pe care le veți avea în această perioadă, pe unii dintre voi vă pot înfuria, pe alții dintre voi vă pot bucura, dar sunt stări diverse, adică văd și furie, văd și bucurie, văd și supărare, dar și pierdere. Deci sunt discuții clarificatoare oarecum să scoateți la suprafață tot ceea ce vă deranjează, ce nu funcționează, ce nu înțelegeți, ce nu se întâmplă și așa mai departe în relațiile voastre sentimentale. Și toate aceste lucruri se întâmplă prin diverse stări pe care le veți avea. Ce va gândi persoana iubită? 6 de cupe. Este doar de voi, în primul rând. Se gândește cu nostalgie la voi, își dorește și imaginează stabilitate, siguranță alături de voi, încredere, lucruri de durată, dar se gândește cu dor. Doar că este o persoană destul de încăpățânată, căutând variante, căutând să se ascundă vis-a-vis de ceea ce gândește și ce simte pentru voi. Și toate aceste lucruri folosindu-se de o atitudine falsă, doar ca voi să nu vedeți exact ce gândește, ce trăiește. Ce va simți cu adevărat această persoană? Foarte multă dragoste pentru voi. Deci nu va putea să ascundă stările acestea la nesfârșit, doar că aici e posibil să fie vorba și de o situație mai diferită. Ori mai este implicată o persoană, deci ori această persoană mai iubește pe cineva, ori este vorba de foarte mult sprijin emoțional. E o persoană care vă iubește și încearcă să facă un echilibru. Poate vă știți de foarte mult timp sau poate relația voastră este foarte matură sau poate e o diferență de vârstă, dar vă veți intersecta, vă veți întâlni în perioada aceasta. Și atitudinea acestei persoane o va da de gol, pentru că există sentiment real, deci este o iubire ca în poveste, o iubire reală, sentimente de dragoste profundă. Mai departe, să vedem pentru ce aflați într-o relație. Aici avem un as de bâte, un nou început, mister, este un secret la iveală, descoperiți-vă, redescoperiți unul pe celălalt, scăpați de lucruri negative din viața voastră, de piedici, de obstacole, de persoane care au încercat să vă pună foarte multe bețe în roate. Aici probabil a fost o tentă de infidelitate la un moment dat, dar văd că veți clarifica acele lucruri, pentru că apare și dorința aceasta de a rezolva, de a fi fericiți, de a fi împliniți, de a nu trăi așa, pentru că văd foarte multă presiune în viața voastră. Deci se vede clar că au fost situații
complicate, dar odată ce anumite lucruri vor ieși la suprafață, veți clarifica totul și duceți relația probabil la un alt nivel. Se vede foarte multă pasiune, poate dorința de a întemeia o familie sau poate de a o lua din nou de la început. Pentru persoanele aflate într-un trio amoros, avem spânzuratul. Spânzuratul care reduce o stagnare și patrul de monede care vorbește despre același lucru, că lucrurile stagnează. Nu se întâmplă mare lucru în perioada următoare pentru că trebuie să se vadă totul dintr-un unghi diferit. Da, uitați, blocaj. Ori voi sunteți cei care va trebui să vă retrageți un pic pentru a observa ce se întâmplă cu cealaltă persoană și cât de devotată vă este sau cât de mult se implică și așa veți avea o realizare. Ceva trebuie schimbat. Este vorba și de o situație care se schimbă la 180 de grade. O vizită, o discuție supărătoare la început poate clarifica povestea, dar se vede foarte mult impas, blocaj, stagnare, amânare, nu ne vedem azi, ne vedem mâine și așa mai departe, sau discuții care se tot amână și nu sunt benefice. Da, o întâlnire, ceva vă poate clarifica situația în care vă aflați, dar vă provoacă și o oarecare supărare. Pentru persoanele singure avem magicianul. Apar persoane noi. Apare și foarte multă curiozitate, chiar mai rapid decât ați fi crezut, apare cineva în viața voastră, cu care inițial veți avea un conflict, na, apare o ceartă, după care lucrurile încep să se așterne. Se vede foarte multă atracție, foarte multă intimitate sau dorința voastră de a avea, de a nu vă implica emoțional, ci de a trăi viața. Dar e posibil ca una dintre aventurile acestea să se finalizeze cu o relație. Deci voi plecați pe planul acesta sau poate acea persoană se gândește, bun, am o aventură cu tine, dar nu nimic mai mult și ajunge să se implice emoțional. Și de aici o adevărată poveste, pentru că pare o relație ascunsă la un moment dat, e cu realizare, dar trebuie să luați lucrurile cu calm. Surpriza vine cu șasele de spade, care aduce claritate și cu asul de spade care scoate la iveală mai multe lucruri, trăiri, emoții, sentimente, atitudini. Ieșiți dintr-o zonă de blocaj și vă bucurați de compania unei persoane pe care o iubiți foarte mult. Apare fidelitatea, încrederea, sinceritatea, deschiderea, siguranța, nevoia de a vă simți în siguranță alături de persoana iubită. Și lucrurile chiar vor decurge din ce în ce mai serios. Vor fi luate din ce în ce mai serios. Dacă până acum n-ați avut o claritate că aveți un viitor împreună sau veți fi fericiți vreodată, e bine, începând cu acest interval, veți avea această claritate. Provocarea vine cu regele de bâte. Ori este o persoană care își bagă coada și vă va enerva foarte tare. Ori este vorba de o atitudine schimbătoare, pentru că aici văd și un regret. Revine cineva din trecut care v-a făcut foarte mult să speriți și vă dă viața peste cap. Vine cu o dovadă de dragoste. Postează ceva. Vă scrie și vă spune că este dor, că vă iubește, că vă vrea înapoi. Și vă dă lumea peste cap. E o adevărată provocare, pentru că nu știți ce să faceți. Dați curs sau nu dați curs. Pentru că v-a făcut foarte mult să suferiți. Ideea este că încă iubiți această persoană și o iubiți destul de mult. Și o să vă fie foarte greu să refuzați ceva ce vine din partea lui sau din partea ei. Iar sfatul săptămânii vine cu valetul de spade. Din nou avem curiozitatea. Și nouăle de bâte. Aici este o vorbă. Ce nu știi nu te doare. Voi veți încerca în perioada aceasta să aflați lucruri care vă pot provoca o durere. Sau poate redeschide o rană mai veche. Deci aveți grijă ceea ce vreți să aflați sau ce vreți să știți, pentru că nu e neapărat ceva benefic pentru voi, pentru că redeschide o rană. Deși păreți foarte încântați așa de ce ar veni cu posibilitatea de a rezolva o problemă într-o relație sau de a vă împăca cu cineva sau de a vă imaginați că lucrurile vor fi foarte bune, va fi un dezastru, pentru că aflați probabil de căsătoria cuiva, aflați că acea persoană pe care o iubiți sau pe care vreți sau de care vă interesați este căsătorită. Și lucrul acesta nu vă cade bine deloc,
Pentru că v-ați făcut alte planuri, alte idei vis-a-vis de situația aceasta și v-ați fi dorit o poveste de dragoste cu această persoană, cel mai probabil. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!